The Gospel of Luke is a big book. Evanghelia după Luca este o carte mare. It's 24 chapters. Are 24 de capitole. And it reaches its peak or climax at the end with the death and resurrection of Jesus. Și atinge punctul culminant în moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. His crucifixion takes place in chapter 23. Crucificarea este relatată în capitolul 23. And the resurrection takes place in chapter 24. Învierea în capitolul 24. And that's the end of the gospel. Așa se încheie această evanghelie. But I'd like to read a verse that happens much earlier in the gospel in chapter 9. Aș vrea să vă citesc un verset care e mult mai devreme în evanghelie, la capitolul 9. Verse 51. Versetul 51. Just first, yes. Deci, capitolul 9 din Luca, versetul 51. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața, hotărât să meargă la Ierusalim. It's a small verse. E un verset mic. I would imagine all of us have read this verse and yet we've probably forgotten it. Sunt sigur că mulți am citit versetul ăsta de mai multe ori și l-am uitat. I call it a throwaway verse. It's sort of there, but we throw it away. Eu câteodată spun versete care ușor se ne trec printre degete sau le aruncăm ușor. Dar a trecut nenotat. Particularly because so much happens in this chapter. În special datorită faptului că în acest capitol se întâmplă așa de multe lucruri, sunt așa multe evenimente. It's a profound chapter of great moments of ministry. Este un capitol profund cu mari momente ale lucrării lui Isus. And then comes this small verse 51 where Jesus turns and he goes to Jerusalem. Și vine acest verset 51 care e așa, cumva un verset de trecere în care Hristos în mod hotărât se îndreaptă spre Ierusalim. And yet the Spirit of God who inspired the scripture felt it very important to put this in here. Dar faptul că Duhul Sfânt a lăsat să fie scris acest verset și dacă suntem suficient de sensibili, vedem importanța lui. I want to talk with you during our time about the intentionality of the Christian life. Aș vrea să vorbesc în această dimineață despre atitudinea, hai să spunem așa, intențională în viața noastră creștină, adică să fim cu direcție, cu intenție, cu viziune în viața noastră spirituală. Is intentional an easy word or? Yes, but not very used in this, so I wanted to explain. Yeah, I'm going to use it many times. Yes, I will. Good. What this verse tells us is Jesus was very intentional from this moment on in his ministry. Ce ne spune versetul este că nu a fost o întâmplare. Iisus în mod intenționat a ales acest curs al evenimentelor. He understood what was ahead of him. Știa ce l-așteaptă. And he intentionally turned his entire ministry to that moment. Și conștient, intenționat s-a dus în acea direcție. And everything that happens from chapter 10 onward is done in the context of Jesus moving towards Jerusalem for his death. Și tot ce se întâmplă de aici încolo, de la capitolul 10 încolo, este o consecință a căii pe care el a ales-o, să meargă spre Ierusalim și să moară acolo. One could say that Jesus has now hit the high point of his ministry. Unii ar spune, în momentul acesta Iisus a atins punctul culminant al lucrării sale. In chapter 9 he sends out the 12 for their ministry. Pentru că în capitolul 9 el trimite pe cei 12 în lucrarea lor misionară. In chapter 9 he feeds the 5000. În capitolul 9 hrănește 5000 de bărbați. An incredible miracle. Un miracol extraordinar. In chapter 12 is Peter's confession, thou art the Christ, the Son of the living God. În capitolul 12 or in 9? I'm sorry, 9. In 9. Yeah. În capitolul 9 apare mărturisirea lui Petru, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. And in chapter 9 is the transfiguration. Și avem tot în capitolul 9 schimbarea la față. So his ministry is going full steam ahead. Deci lucrarea lui din perspectiva aceasta este, cum să spun eu, cu
toate motoarele turate și la maximum. So many great moments of ministry have just taken place. Evenimente majore din lucrarea și din viața lui se întâmplă aici în capitolul 9. And it's in the midst of this moment of ministry. Și în acest context that Jesus makes a very clear decision. Hristos, Domnul Iisus face, ia o decizie foarte clară, fermă. And he turns his direction of his ministry. Și anume schimbă direcția lucrării sale. And he intentionally heads to Jerusalem where he knows he will be he will die. Și în mod intenționat se îndreaptă spre Ierusalim unde știe ce îl așteaptă. God is very intentional. Dumnezeu este precis în intenții. The creation of the world did not happen randomly, it happened very intentionally. Creația ne arată că Dumnezeu nu a lăsat haosul să-și facă treaba, ci vedem mâna unui creator. God knew exactly what he wanted to create. Dumnezeu știa ce vroia să creeze. When God called Abraham, he was very intentional. Abraham, go to the land I will show you. Când Dumnezeu îl cheamă pe Avram, este la fel foarte, foarte direcționat și spune, vino și mergi acolo unde te voi chema eu să mergi. There was a fire in the desert that caught the attention of Moses. Pare un foc în deșert și focul acesta atrage atenția lui Moise. And God was very intentional in his directions to Moses to go back to Egypt and to bring his people out. Dumnezeu este foarte precis când cerându-i lui Moise să meargă și să scoată poporul din Egipt, foarte intențional. There was a young Jewish girl named Mary. Era o fată, o fecioară tânără numită Maria. And God was very intentional of what he told this young girl and how she would bear a son. Și Dumnezeu a fost foarte clar, foarte precis spunându-i ce se va întâmpla, cum ea va naște un fiu. There was the moment where all the disciples were gathered in the upper room and the Holy Spirit came upon them. A fost un moment în care toți ucenicii erau în camera de sus și Duhul Sfânt s-a coborât peste ei. There was a great intentionality that God had for those disciples. Și Dumnezeu a avut lucruri foarte clare, intenționat, precis, planuri clare pentru acești ucenici. There's absolutely nothing random about God. Știți, nu sunt Dumnezeu nu este sau legat de haos, de aleatoriu, de lucruri întâmplătoare. Nothing happens by chance when God moves. Da, când Dumnezeu acționează, lucrurile nu se întâmplă din întâmplare. God is not in heaven worried or wondering if the right things will take place. Dumnezeu nu este undeva în cer și stă îngrijorat să vadă oare care e cursul evenimentelor, oare se întâmplă ce trebuie sau nu. But God is absolutely sovereign and he intentionally works in human history. Este absolut suveran și lucrează intenționat cu precizie, cu direcție în istoria noastră. Even the crucifixion of Jesus was intentional. Și crucificarea, răstignirea Domnului Iisus a fost intenționată. Acts chapter 2 verse 23. Capitolul 2 din Faptele Apostolilor, versetul 23. Peter explaining to the Jews the crucifixion of Christ. Petru le explică evreilor crucificarea Domnului Iisus. Should I read that? Yes. 2:23. Pe omul acesta, dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Jesus was handed over to the Jews by God's deliberate plan. Domnul Iisus a fost dat în mâna autorităților pe baza unui plan deliberat al lui Dumnezeu. All of the circumstances around the arrest and trial and crucifixion of Jesus was intentionally orchestrated by God. Toate acele circumstanțe legate de reprinderea, arestarea Domnului Iisus, de judecarea Lui, de condamnarea Lui, acestea nu au fost întâmplări, ci au fost lucruri orchestrate și planificate și intenționate de Dumnezeu. So God is intentional. Asta e important să înțelegem, că Dumnezeu este intențional. But many of the good things in our lives happen because of intentionality as well. Sunt multe lucruri bune care ni se întâmplă în viață și ni se întâmplă pentru că noi am fost intenționali.
Those of you who are married, it didn't just happen. Cei care v-ați căsătorit, nu s-a întâmplat să vă căsătoriți așa din senin. There was intentionality. Acolo am avut intenționalitate, am avut direcție, am avut intenție direct. Da. That first date, it was an intentional request. Will you go with me? Prima întâlnire, da, când ați cerut-o, a fost foarte direcțională, nu vrei să mergi cu mine? The marriage proposal takes place with great intentionality. Vrei să ieși afară cu mine, dar când ați cerut-o în căsătorie, nu vrei să ne căsătorim? And great nervousness on the side of the man. Da, sunt foarte, într-adevăr, și foarte multă emoție de, din partea bărbatului. And in the marriage ceremony, the bride walks very intentionally down the aisle to meet her groom. Și în ceremonia cununiei, nu e așa, mireasa nu apare din senin, ci merge în mod intenționat să-și întâlnească mirele. I have a savings account in my bank. Am un cont de economie în banca mea. And thankfully there's money in the savings account. Și prin harul Domnului și slavă Domnului mai sunt și ceva bani în contul ăla. But the money in my savings account just didn't magically appear. Dar banii de acolo nu s-a întâmplat să apară. There is an intentionality that every paycheck I put a certain amount in my savings account. Este un lucru foarte planificat, foarte intenționat, și anume în la fiecare salariu eu iau o anumită sumă și o pun în acel plan de economii. Nothing random. It happens because I deliberately put money there. Nu este ceva aleatoriu, ci în mod intenționat fac aceasta. 4 years ago, I discovered I have diabetes. Acum 4 ani în urmă am descoperit că am diabet. I was absolutely shocked. Am fost șocat. Because I felt good. Pentru că mă simțeam bine. Diabetes is called a silent disease because there's no bad feelings, there's no unhealthy feelings. Nu este, se numește și boala tăcută, pentru că nu ai simptome care să te alarmeze. It's a family problem. E o problemă care vine pe linie genetică. Both of my grandmothers. Ambele bunici ale mele. My uncle, my father, my brother. Unchiul meu, tatăl meu, fratele meu. And now me. Și acum eu. And so there's problems on the inside of me. Așa că sunt probleme în mine, în interiorul meu. Now, I don't complain about it. Nu mă plâng. Because it's much better to have diabetes than cancer or heart disease. Pentru că e mult mai bine să ai diabet decât cancer sau o boală de inimă. And while it cannot be cured, it can be managed. Nu poate fi vindecat complet, însă poate fi gestionat. With intentionality. Cum? Cu intenție și cu precizie. So my eating habits have totally changed. Așa că mi-am schimbat complet obiceiurile culinare. As I tell people, I had many decades of eating everything I wanted. Am avut, așa cum spuneam, am avut multe decade, zeci de ani buni în care am mâncat ce mi-am dorit. It was wonderful. A fost minunat. But those days are over. Acele zile au trecut. So every meal I have to be very intentional about what I eat and what I don't eat. Așa că la fiecare masă trebuie să fiu organizat, precis, să știu ce mănânc și ce nu. And as you may know, carbohydrates are the problem with diabetes. După cum știți, carbohidrații sunt problema cu diabeticii. Someone asked me what kind of food is carbohydrates. Și mulți mi-au spus: "Bun, și ce mâncare este conține carbohidrați?" And my answer is carbohydrates are in any food that tastes good. Și răspunsul meu e: carbohidrații sunt în toate felurile de mâncare care au gust bun. But my diabetes is under control. Dar știți, de 4 ani țin diabetul în control. And my last blood test was very excellent. Și ultimul test care l-am făcut a fost foarte bun. Because I now eat very intentionally. De ce? Pentru că țin acest regim într-un mod, mănânc în mod intențional, direcțional. And every meal I make very precise decisions of yes or no. Și la fiecare masă fac decizii foarte precise, da, nu. There is intentionality with our spiritual life as well. Însă și din perspectiva vieții noastre spirituale trebuie să avem intenții precise. And if I'm going to grow spiritually, dacă vreau să cresc spiritual, if I'm going to be able to walk with Jesus closely, dacă vreau să urmez pe Hristos de aproape, that doesn't happen by chance or doesn't happen randomly. Asta nu se întâmplă din întâmplare. Nu mi este dat așa
ca o pleoașcă ce cade peste mine. But it happens with great intentionality. Ci se întâmplă cu datorită faptului că intenționez cu seriozitate. I'm not a scientist. Nu sunt om de știință. There's probably some of you that are trained in science. Sunt poate unii dintre voi care sunteți educați în privința asta, în științele precise. But I remember something I learned in high school science. Dar mi-aduc aminte doar ceva ce am învățat în liceu în domeniul acesta real. It's called the second law of thermodynamics. A doua lege a termodinamicii. Just saying that I sound intelligent. Numai spunând asta pare inteligent. But what it simply means is the world is winding down. Dar ce spune această lege este că lumea cumva se dezintegrează, este într-un proces de, am uitat cum era. Entropie, corect. Yes, entropy, yes. That unity very naturally goes into disunity. Că unitatea, integritatea încet încet se dezintegrează, se dezunifică, da? That there is a tendency in the universe for things to go into disunity. Este o tendință, in a disorderly state. Este o tendință în univers ca lucrurile să ajungă într-un stadiu de haos, de dezordine. And this can only be undone or can only be overcome if there are orderly things put in place. Și acest lucru poate fi învins dacă în mod intenționat se aduc lucrurile și se pun într-o ordine. The year that I was married, I had a lot of ambition. În anul în care m-am căsătorit, am avut multe ambiții. And I planted a very large garden that year. Sau ambiție multă și am plantat o grădină foarte vastă. I had potatoes and tomatoes and peas and corn. Deci am avut cartofi, am avut tomate, am avut nu știu, porumb sau alte lucruri de genul ăsta. Many vegetables. Multe vegetale. And the area was much larger than this room. Și area era mult mai largă de mai mare decât locul ăsta. And every 3 or 4 days I would go out and I would pull the weeds. Mm-hmm. And? And water. În fiecare zi, nu, odată la 3-4 zile ieșeam și pliveam și udam. And I was very proud of my garden. Și eram foarte mândru de grădina mea. But my wedding was on July 2nd. Căsătoria noastră a avut loc în iulie 2 In the last 3 weeks before my wedding day I began to be very busy about the wedding. Și cu 3 săptămâni înainte de căsătorie am fost mult mai implicat în părțile astea organizatorice. And so I couldn't go out to my garden to take care of it. Și că nu am mai putut ieși în grădină să cultiv. It's the month of June. Asta era în iunie. Now, the month of June in Pennsylvania is the same as the month of June in Romania. În Pennsylvania, luna iunie este cam ca și la noi în România. Everything is growing greatly. Totul este în stare de vegetație puternică, crește. And I got married on the 2nd of July. M-am căsătorit în iulie 2. And my wife and I were blessed to be able to have a 2-week honeymoon. Și am fost binecuvântați să avem împreună o vacanță de o lună de miere, da? O vacanță, da. O semilună de miere, da, cum zice, de 2 săptămâni, da. So we returned the middle of July. Ne-am întors pe la jumătatea lui iulie. And we moved into our new house. Și am venit în noua noastră casă. There was a lot to do in our house. Multe lucruri de făcut acum în casă, înăuntru. We were painting the walls. Am zugrăvit. We sanded some of the floors. Am fixat și am refăcut podele. And it wasn't until the 1st of August that I got out to my garden. Așa că abia pe la 1 august am ajuns din nou în grădină. I couldn't even find my garden. Mi-a fost greu să găsesc grădina. This is no exaggeration. Nu e o exagerare. The weeds in my garden were taller than me. Au fost buruieni mai înalte decât mine în grădină. They had flourished in the sun and the rain and the summer weather. În vremea aceea bună cu ploaie, cu soare, au crescut, s-au dezvoltat fine. And the potatoes were this big, the weeds were this big. Am avut cartofii atât și buruienile atât. I spent an entire day pulling out the weeds that were bigger than me. Am
O zi întreagă am scos buruienile mai mari decât mine. After that first day, I hadn't even finished half of the garden. Și după o zi de muncă nici jumate nu făcusem. And I confessed to you that I quit and I left my garden, never came back. Deci vă spun că am renunțat de atunci și de atunci încolo nu mi-a mai trebuit grădină. The weeds had won. Au câștigat buruienile. I had lost. Am pierdut. I think you understand if we leave a garden and do nothing to it, the weeds grow and they overtake the garden. Nu e așa că înțelegeți, e simplu că dacă nu plivim, dacă nu scoatem buruienile dintr-o grădină, în mod natural ele vor învinge. About 2 kilometers from my house is a large area of trees, a forest. Cam la 2 kilometri de casă avem o pădure. And about 100 meters inside the forest there are the remains of an old house. Cam 100 de metri în interiorul pădurii sunt ruinele ce a mai rămas dintr-o casă veche. I imagine the house has not been lived in for 60 or 70 years. Din ce îmi imaginez, de vreo 60-70 de ani n-a locuit nimeni acolo. There are trees growing up where the house through the house. Sunt copaci care au crescut practic prin casă. No longer is there a roof. Nu mai e acoperiș. The walls are gone, only the stones from the foundation are there. Tot ce a mai rămas practic au fost niște urmele și pietrele de la fundație. I think we understand when a house is left empty and unattended. Cred că înțelegem bine când o casă este lăsată fără stăpân, când nu este locuită. There's a natural deterioration that takes place. Apare o deteriorare a ei naturală. Our spiritual life is no different. Viața noastră spirituală nu diferă mult. If we leave our heart unattended to, the weeds grow. Dacă nu ne îngrijim inima, the roof caves in. Cresc buruienile. Acoperișul se strică. The paint on the wall begins to peel and fall off. Începe să cadă zugrăveala. And there is the second law of thermodynamics that takes place spiritually. Și putem spune că există și o lege a termodinamicii, a doua lege și din perspectivă spirituală. And if I'm going to grow, it's going to be because I work against the natural deterioration of life that takes place. Și dacă vreau să cresc spiritual, trebuie în mod intenționat să lupt împotriva tendinței ca viața mea spirituală să se degradeze. I find that there is a passivity in a lot of Christians' life, a lot of Christian lives concerning their spiritual growth. Întâlnesc foarte frecvent o tendință de pasivitate a creștinilor în legătură cu viața lor spirituală. There is this idea that spiritual growth just sort of happens. Este această idee care nu știu de unde ne-a venit că creșterea spirituală este un lucru care vine de la sine. Now, sometimes that's because there's such dramatic changes that take place in the beginning of our lives that took very little effort. Câteodată poate ne imaginăm asta pentru că în primii ani, în prima perioadă a credinței noastre, sunt așa schimbări dramatice care au loc. I've shared my conversion story a few times here in. De mai multe ori v-am povestit cum am întors eu la Domnul. I had a very dramatic conversion. Întoarcerea mea la Domnul a fost foarte dramatică. And prior to my coming to faith in Christ, I lived a very ungodly life. Și înainte de a veni la Hristos am trăit o viață foarte nevlavioasă. But when I committed my life to Christ, there were some immediate changes that took place. Când am încredințat viața mea lui Hristos, au fost niște schimbări care au avut loc instantaneu. I didn't have to think about them, I never prayed about them. God just changed some parts of my life. Deci nu m-am gândit la ele, nu m-am rugat, Dumnezeu le-a schimbat. Before knowing Jesus, I had a very bad language in my mouth. Înainte de a-l cunoaște pe Hristos, vorbeam foarte spurcat. All kinds of bad words came out of my mouth and I didn't care. Ieșeau brute și nevrute pe gură și nu-mi păsa. I've been following Jesus for over 40 years now. De 40 de ani îl urmez pe Isus. And in the last 40 years, maybe 2 or 3 bad words have come out of my mouth. Și în ultimii 40 de ani, poate
Au fost două, trei ocazii în care mi-au ieșit cuvinte murdare. I don't say that proudly. N-o spun cu mândrie. It's just true. Este doar un fapt. And I never had, and I can't take any credit for that because God just took those words out of my vocabulary. Deci nici măcar nu pot să spun că a fost un lucru de foarte efectiv, genul ăla de vocabular, Dumnezeu mi l-a șters. I remember I'd been a Christian for 2 years. Mi-aduc aminte, eram creștin deja de 2 ani. And I was working on a summer job during college. Și lucram așa peste vacanță, vacanța de vară, eram student. And I was had a hammer and I was hammering a nail. Și băteam un cui. And I missed the nail and it brought the hammer right on my thumb. Și am ratat cuiul și mi-am tras una cu degetul peste degetul mare. And I screamed because of the pain. Am urlat datorită durerii. And out of my mouth came, "Oh no!" Și din gura mea a ieșit, "Wow, nu!" And there was a non-Christian right beside me. Și lângă mine era un om care nu era creștin. He looked at me with unbelief. Și s-a uitat la mine și nu i-a venit să creadă. He said, "Is that the best you can do with your words?" Și a spus, "Asta e tot ce poți scoate mai bine?" God just took all that out of my life. Știți, practic aici Dumnezeu a scos el toate aceste cuvinte urâte din vocabularul meu. And it happened so easily. S-a întâmplat atât de ușor. Before knowing Christ, I stole a lot of things from stores. Când înainte să mă întorc la Hristos, furam din magazine. I'm not proud of that, it's just true. Nu sunt mândru, dar așa făceam. But after I became a Christian, it was very easy not to steal. I just knew I shouldn't steal. După ce m-am întors la Hristos, a fost foarte ușor să nu mai fur. Știam că nu mai trebuie să fac. I cheated on tests. Probably every test I took in high school and college, I cheated on. Știți, înșelam pe la teste, la lucrări, da? Probabil la aproape toate testele care le-am dat în facultate și la așa, aveam tot felul de copiuțe de. I would write things on my wrist and there were the answers. Da, scriam lucrurile pe braț, pe antebraț și aveam în sfârșit metode. Take small pieces of paper and they would come out of the test and I did well. Sau copiuțe din acelea, cum le zic, ce-mi da. Never bothered me. Nici nu m-a deranjat că făceam asta. But after I became a Christian, nobody had to tell me, "Steve, stop cheating." După ce m-am întors la Hristos, n-a trebuit să vină cineva să-mi spune, "Steve, gata, oprește genul ăsta de comportament." I never heard a sermon on cheating. Nimeni nu mi-a predicat despre a înșela, despre a înșela la teste. I never read a Christian book saying, "Stop cheating." N-am citit nicio carte creștină spunându-mi, "Oprește-te din a fura la teste." I just stopped. M-am oprit. The same with drugs. La fel cu drogurile. You may know I took a lot of drugs before I was a Christian. Cum știți bine, am luat multe droguri înainte de a fi creștin. I encountered Jesus and I started to follow him. L-am întâlnit pe Iisus și am început să-l urmez. And I just knew I needed to stop doing drugs. Și am știut instantaneu că nu mai am nevoie să iau droguri și nu mai am voie să iau droguri. And for me there was no struggle. Pentru mine personal, asta nici măcar n-a fost o luptă, un efort. S-a oprit brusc. It was very simple and very easy. Simplu și ușor. And so in the beginning days of my Christian life, the change that took place was very dramatic, but also very easy. Deci s-au întâmplat lucruri la începutul vieții mele creștine, schimbări majore, dar care au avut loc simplu, ușor, de azi pe mâine. In fact, the examples I just gave you, I never prayed about it, I never struggled with it, they just happened. Toate exemplele care vi le-am dat nu au necesitat un efort din partea mea sau o luptă interioară. Nici măcar nu m-am rugat să se întâmple. S-au întâmplat. Dumnezeu le-a făcut în viața mea, mai corect. And it's not uncommon for Christians to have various changes taking place in their life immediately after they become Christians. Și experiența mea nu e unică. Este un lucru care se întâmplă la oamenii care se întorc la Dumnezeu. În prima perioadă apar schimbări majore pe care Dumnezeu le face. And it's the grace and the goodness of God that brings about those changes. Este bunătatea și harul lui Dumnezeu care face ca aceste schimbări să aibă loc. But sometimes we make the wrong conclusion that all changes just sort of happen like that. Dar de aici putem să tragem concluzia greșită că toate schimbările pe care Dumnezeu vrea să le facă în viața noastră sunt de genul acesta. Or we have the idea, if I just go to church and go to a small group, sing songs of worship, the changes just take place. Sau avem ideea că
dacă participăm la programele bisericii sau ale grupurilor mici și dacă cântăm cântările creștine, aceste schimbări vor veni în mod natural. And we fail to understand that there is intentionality, there needs to be intentionality to our Christian growth. Și greșim uitând adevărul că trebuie să existe strădanie, intenție în viața noastră creștină, direcție. In English there is a common phrase used among Christians, just give it to God. Există o expresie frecventă în mișcarea evanghelică în America, expresii de genul doar dă-i asta Domnului, aruncă asta asupra Domnului, doar fă asta. Do Romanians say that? Yes. Okay. There are. I hear that all the time. Și ascult genul ăsta de expresie, aud genul ăsta foarte des. People tell me, Pastor Steve, I give it to God, I gave it to God. Oamenii spun, Pastor Steve, am dat problema asta Domnului. But I usually hear it in the context of frustration. Dar o aud de obicei într-un context al frustrării. A person has a problem with anger. Știți, omul are o problemă cu mânia. And so they have been giving their anger to God and they're surprised that their anger doesn't go away. Și au dat mânia lor Domnului și se miră că mânia a rămas cu ei. So what I do is when people tell me that they've been giving something to God, a problem to God, I always ask him, "Well, what do you mean by that?" Și când aud expresia asta și oamenii spun, "Am dat problema asta Domnului," îi întreb, "Ce înțelegi prin asta?" When you give something to God, what's going on? Ce crezi tu că se întâmplă când îi dai ceva lui Dumnezeu? And usually, my question is met with some silence. Și de obicei oamenii nu răspund, tac. And then I hear, "Well, you know, Pastor Steve, you know what I mean." Și de obicei, dar nu mă tale știi, Pastor Steve, știi la ce mă refer. And I say, "No, I don't know what you mean." Și spun, nu, chiar nu înțeleg la ce te referi. I don't know what you mean by you give something to God because I don't see that in the Bible. Nu știu ce spui pentru că eu nu găsesc noțiunea asta în Scriptură. And the problem is this idea of giving something to God, it's a very passive idea. Știți, această idee este o idee foarte pasivă. As if God is up in heaven plucking sin out of our life like we would pluck flowers out of a garden. E ca și cum Dumnezeu este acolo în ceruri și culege, smulge din viața noastră păcatele așa cum am culege noi o floricică. And I don't see this kind of language or this kind of idea in the New Testament when it comes to how we grow closer to God. Când e vorba de creșterea noastră, de apropierea noastră de Dumnezeu, de creșterea noastră spirituală, nu găsesc genul ăsta de limbaj în Noul Testament. There's another common thing that Christians do to try to change their lives. Și mai e o anumită tendință care creștinii au ca să își schimbe viețile. It is the prayer of help. Yes. God help me with my anger. E o rugăciune în care cerem ajutor. Doamne, ajută-mă cu mânia mea. God help me with my unforgiveness. Doamne, ajută-mă cu neiertarea mea. God help me with my greed. Doamne, ajută-mă cu lăcomia mea. Again, I don't find that language in the Bible. Iar nu găsesc genul ăsta de limbaj, de rugăciune, de cerere de ajutor în privința asta în Scriptură. I don't find the Bible telling us to ask God merely for help. Nu cred că Scriptura ne cere doar să-i cerem ajutorul lui Dumnezeu. What I do find is the Bible telling me to ask forgiveness. Ceea ce înțeleg eu din Scriptură este că Domnul îmi cere să cer iertare. I do find the Bible calling me to lay down my life. Înțeleg că Scriptura îmi cere să-mi predau viața. I do find the Bible calling me to put off certain things and put on certain things. Găsesc limbajul în Scriptură să mă dezbrac de anumite lucruri și să mă îmbrac cu altele. But many times our lives are not growing spiritually because we have, for all kinds of reasons, become sort of passive or very passive. Și de multe ori noi ne oprim din creșterea noastră spirituală pentru că din diverse motive am devenit pasivi, ne-am oprit. Do you have a cookie jar in your house? A cookie? Cookie jar, a jar that you put cookies in. Yes. O cană de
prăjituri, de bomboane, etc. Da. Aveți în casă. We have a jar for cookies in our house. Și noi avem. Well, how does it relate with your diabetes? I only look. I only look, okay. Da, dânsul o folosește doar să se uite. But if you take a mouse deci dacă, and put it in the cookie jar, dacă luați un șoarece și îl băgați într-un bol, ăsta era cuvântul, într-un bol de prăjituri sau de bomboane, does the mouse become a cookie? Va deveni șoarecele o bomboană sau o prăjitură? It's a stupid question, isn't it? Nu e așa că e o întrebare proastă? It's a foolish question. O întrebare stupidă. You take a person and you put them in church. Iei o persoană și o aduci în biserică. Do they become a Christian? Devin creștini? A foolish question, isn't it? Nu, e o întrebare stupidă. You put a Christian and you put them into a small group. Iei un creștin și îl aduci și pui într-un grup mic. Do they become a mature Christian? Do they become a growing Christian? Devin automat prin asta un creștin matur? It's a foolish question. Un creștin în creștere? Nu. Nu e așa că e o întrebare prostească. The spiritual life just doesn't happen. Viața spirituală, maturizarea spirituală nu se întâmplă de la sine. Jesus just didn't wake up one day and he says, "Oh, I'm in Jerusalem." Vedeți, Iisus nu s-a trezit la un moment dat și a zis, "Wow, am ajuns în Ierusalim." But many, many months before, cu multe luni în urmă, in the high point of his ministry, he made a decision to intentionally face Jerusalem and go to Jerusalem. În punctul culminant al lucrării sale, a luat decizia să se îndrepte și să meargă spre Ierusalim. In fact, if you read the next couple of verses, you'll find out that he got into trouble because of that direction. Dacă citiți imediat versetele care urmează, veți vedea că a dat de bucluc mergând în direcția asta. I believe it's the Samaritans that are very angry with him and get into conflict with him because he's headed the wrong way for their perspective. Samaritenii nu au prospea fericiți că mergea în direcția asta din perspectiva lor. And so the point I'm making is that faith is very active. It's not passive. Punctul pe care vreau să rețineți este că credința este un fapt activ în viața noastră, nu doar o postură pasivă. And the life of a disciple of Jesus is very, very intentional. Și viața unui urmaș al lui Hristos, unui ucenic, este o viață activă, intenționată, cu direcție, cu scop. In the very same chapter of Luke, chapter 9, Jesus says this. În capitolul 9 din Luca ne spune Iisus. In verse 23. În versetul 23. I read it. Yes. Apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. So Jesus is saying that I must intentionally do certain things if I'm going to be his disciple. Vedeți, Iisus spune, sunt niște lucruri care în mod clar, intenționat, conștient trebuie să le fac în fiecare zi dacă vreau să fiu ucenicul lui. That there is an intentional denying of myself. Este o negare a mea, o lepădare de sine intenționată. If I don't do this, the second law of spiritual thermodynamics says that myself just continues to grow and to dominate who I am. Dacă nu fac asta, a doua lege a termodinamicii spirituale spune că eul meu se va umfla, se va crește și va domina ceea ce sunt. And the greater self becomes in my life, the more spiritual disorder there is in my life. Cu cât sunt dominat mai mult de mine însumi, cu atât viața mea spirituală este mai sufocată. My self is a huge crop of weeds that grows up in my life. Da, egoismul meu devine o buruiană care cuprinde ființa mea. And so Jesus calls me to intentionally deny myself. Deci Hristos mă cheamă ca în mod intenționat să mă lepăd de mine. It's not what I want, it's what he wants. Este nu ce vreau eu, ci ce vrea el. It's not what I need, it's what love demands. Nu ce am eu nevoie, ci ce cere dragostea. It's not what feels good to me, it's what I need to do to please God and others. Nu ce face să mă simt eu bine, ci ceea ce vrea Dumnezeu să fac ca să slujesc.
And so I intentionally deny self. Așa că în mod intenționat neg, da? Tendințele mele egoiste, în mod intenționat mă lepăd de mine. And then it's intentionally pick up the cross. Și apoi Iisus vorbește de a lua intenționat crucea. Not once in a while, but daily. Nu din când în când, ci zilnic. It's an intentional lifestyle. Este un stil de viață direcțional, clar, intenționat. Now, I think we understand that the cross is not nice. Cred că toți înțelegem că crucea nu e un lucru frumos. In fact, Jesus would tell us the cross has excruciating pain. Hristos ne spune că crucea reprezintă durere profundă, durere mare. People bleed on the cross, they die on the cross. Oamenii mor, oamenii sângerează pe cruce. And so picking up the cross daily is not something I enjoy. Așa că am luat crucea zilnic nu este un lucru care îl fac cu plăcere. It's not something I do naturally. Și nu este un lucru care îl fac că așa îmi vine natural. It's not something that I do with great excitement. Nu este ceva ce fac cu mare entuziasm. But it's only done with an intentional mind and heart. Ci se poate face doar cu o inimă și o minte care în mod intenționat îl urmează pe Hristos. And then Jesus says, "Come follow me." Și apoi Hristos spune, apoi urmează-mă. And if I'm going to intentionally follow him, it comes with denying self and picking up my cross daily. Dacă în mod intenționat vreau să-l urmez, în mod intenționat trebuie să mă lepăd de mine și în mod intenționat să-mi iau crucea zilnic. In one sense we all live in a river. Într-un sens, fiecare dintre noi trăim într-un râu. And in the river there is this current that flows downstream. Și în acest râu este un curent puternic care curge în jos, da? Care curge în josul râului. It's the world and the culture that we live in. E lumea și cultura în care trăim. And so in the city of Bucharest there is this culture that flows downstream very easily and very powerfully. Este în orașul București așa un curent de apă, da? Un râu care curge puternic în direcția. And there are millions of people that are swimming and just floating down the river. Sunt milioane de oameni care plutesc și înnoată în direcția în aval. And the current of the cultural river is taking them in a very distinct direction. Așa că direcția râului, curgerea râului îi duce și îi merg odată cu el. But if I'm going to be a follower of Christ, I can't just float down the river with everybody else. Dar dacă sunt un om care îl urmez pe Hristos, nu pot să plutesc pe râu împreună cu toți ceilalți. In fact, it's true that any dead fish can float down the river. De fapt, este adevărat că toți peștii care sunt morți merg împreună cu râul în jos. But if I'm going to follow Christ, I have to swim against the current. Dacă îl urmez pe Hristos, trebuie să înot, să înaintez împotriva curentului, în sus. And that takes intentionality. Și pentru asta îmi trebuie intenție. And that takes effort. Și pentru asta îmi trebuie efort. I'd like to look at two passages with you, one in the book of Hebrews, one in the book of Ephesians. Vreau să mă uit la două pasaje împreună cu voi, unul în Evrei și unul în Efeseni. To help you to see the intentionality of the Christian life. Pentru a vedea acest caracter de intenționalitate Hebrews chapter 10. Al credinței, al vieții creștine. Evrei 10. Verses 22 to 25. 10, 22, 25. E cineva care a găsit și vrea să citească? Bine. Dar ridică-te și citește tare. Așa. Mulțumim. Pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din Nu. 22-25, chapter 10. 22-25, 10. Să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință de plină, cu inimile stropite și curățate de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Yes, să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința. Să vă ghemuni asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei, ci să ne îndreptăm unii pe alții
și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. There are five intentionalities in this passage. Avem în acest pasaj cinci intenții. And in English the phrase is let us do this, let us do this. În engleză ar fi haideți să facem asta, da? În românește este mai direct, să ne. And because the author is saying let us, I understand that it just doesn't happen randomly. Autorul exprimându-se așa, înțeleg foarte bine din text că mesajul nu este ce se întâmplă oricum, ci trebuie să o faci intenționat. And so the first thing is let us draw near to God. Și primul este haideți să ne apropiem mai aproape de Dumnezeu. One of the great realities about the Christian life is we can be close to God. O realitate extraordinară a vieții creștine este că putem fi mai aproape de Domnul. But just because I'm a Christian doesn't mean I'm close to God. Doar pentru faptul că sunt creștin nu înseamnă că sunt aproape de El. Just because I'm lifting my hands and singing doesn't mean I'm close to God. Pentru simplu fapt că îmi ridic mâinile când nu înseamnă că sunt mai aproape de El. Just because I'm sitting in the second row of church on Sunday morning doesn't mean I'm close to God. Faptul că stau pe al doilea rând în biserică, al doilea rând din față, nu înseamnă că sunt mai aproape de Domnul. And so the scripture calls us let us draw near to God. Așa că Scriptura ne cheamă haideți să ne apropiem. There's an intentionality in my life if I'm going to be close to God. E o intenție aici. Where are you and what are you doing when you feel most near to God? Unde ești? Cum te simți când te apropiat sau când crezi că ești cel mai aproape de Domnul? What's the environment you're in? Ce fel de mediu ești când te-ai apropiat în proximitatea lui Dumnezeu, aproape de El? Or what's the environment you've created? Da? Ce mediu ai creat? Probably every one of us has a particular time, a particular place, a particular environment that we create that allows us to draw close to God. Fiecare dintre noi avem un lucruri particulare, specifice legate de modul, locul, mediul care ține de cum ne apropiem mai aproape de Dumnezeu. Where we sense his presence. În care să-i simțim prezența. Where we sense his spirit speaking to us and working within us. Când simțim că Duhul lui lucrează, ne vorbește. If I'm going to be drawing close to God, I need to know where are those moments and where are those places. Dacă vreau să mă apropii mai aproape de Dumnezeu, trebuie să știu unde sunt locurile acelea din viața mea, unde sunt momentele acelea din viața mea în care acest lucru se întâmplă. And then I need to be intentional about creating those and making sure I have those on an ongoing basis. Și apoi trebuie în mod intenționat să mă asigur că merg acolo, că îmi creez acel mediu, că fac acele lucruri. And not take for granted the fact that just because I'm a Christian and attend church that is happening in my life. Nu trebuie să iau ca un lucru dat doar pentru că sunt creștin și că merg la biserică, da, voi avea prezența lui Dumnezeu și acest lucru va veni de la sine și mă voi apropia de Dumnezeu de la sine. And so the word comes to us, let us draw near to God. De asta cuvântul este unul care cheamă la acțiune. Haideți să ne apropiem. Then the author says, let us hold unswervingly to the hope we profess. Să ținem fără șovăire, spune aici, la mărturisirea nădejdii noastre. That is relying on God. Asta înseamnă să depindem de El, să ne sprijinim pe El. Putting my confidence in Him. Să-mi pun toată încrederea în El. That just doesn't happen. Asta nu se întâmplă de la sine. But it takes a intentionality. Ci ia intenție, intenționalitate. Monday I was at a very large hospital about one hour from our city. Luni am fost la un spital foarte mare, cam la o oră de locul unde locuiesc. Talking to a mother of a 4-year-old. Vorbind cu o mamă a unui copil de 4 ani. And the 4-year-old was just discovered that he has a very severe form of leukemia.
copilul tocmai a fost diagnosticat cu o formă severă de leucemie. And there was chemotherapy that is possibly had and a lot of very extensive testing. El făcea chimioterapie și teste foarte foarte ample. And she was very anxious because the appointment with the doctor was a couple days away and she wanted it to be that day. Și ea era foarte așa în așteptare, deoarece în câteva zile trebuia să aibă întâlnirea cu medicul care analiza cazul. He'd had a bone marrow test the night before, but the results hadn't come back yet. Făcuse un test al măduvei și încă nu veniseră rezultatele. And she's telling me about the tests and the doctors and the appointments and which hospital to go to. Și am povestit de toate aceste evenimente care urmau despre sau care au fost testele, doctorii, întâlnirile cu doctorii. And her whole life seemed to be falling apart. Și toată viața ei, cum să spun eu, se arăta că se dezmembrează, cade. She's been a Christian for probably 20 years. Era o femeie credincioasă de vreo 20 de ani credincioasă. A good Christian woman. O faină femeie creștină, mamă creștină. But her 4-year-old son now is very, very sick. Acum băiatul ei de 4 ani era foarte grav bolnav. And all she can think about is test results and doctors and hospitals and second opinions. Tot ce căuta și tot ce gândea în acest moment erau teste, întâlniri cu medici, a doua opinie din partea altor specialiști, etc. So I listened for probably 30 minutes. Așa că vreo 30 de minute am stat acolo doar cu ea și am auzit ce spunea, am ascultat. And then I spoke with her. Și apoi am vorbit puțin cu ea. And I asked her the simple question, where is your hope? Și am întrebat-o un simplu lucru, unde e speranța ta? What are you putting your hope in? În ce îți pui speranța? You know, the doctors are important. Doctorii sunt importanți. The chemotherapy is important. Chimioterapia are rolul ei, important. Getting the second opinion is important. Avea o opinie secundară, o opinie din partea altui medic este important. The results from the test, that's all important. Rezultatele analizelor e foarte important. But the problem is, I told her, that you're putting your hope in those things. Dar problema, i-am spus, este că ai început să-ți legi speranța de aceste lucruri. And we're never called to put our hope in those things, as important as they are. Oricât de importante sunt aceste lucruri, nu suntem chemați să ne punem speranța în ele. But our hope is in Christ Jesus, the divine physician. Ci speranța noastră trebuie să fie ancorată în Hristos Iisus. And then I said this. Jesus never changes. Medicul suprem, mulțumesc. Yeah. Sorry. Yeah. And then I said, you know, Jesus never changes. Și ce am spus este Hristos nu se schimbă. And if you put your hope in Jesus, your hope becomes stable and consistent. Atunci când speranța ta este ancorată în Hristos, este ancorată în cineva care nu se schimbă, este stabil. But if you put your hope in what the doctors say, that changes day to day. Dacă îți pui speranța în ce spun medicii, opiniile pot să difere de la zi la alta. If you put your hope in the results of the test, that changes day to day. Că spui speranța în rezultatele analizelor și astea se schimbă. And if you put your hope in how your son feels, that also changes day to day. Că spui speranța în cum se simte fiul tău și asta se va schimba de la zi la alta. So if you put your hope in these things, you will be like a yo-yo, up and down, up and down, up and down. Dacă speranța ta este legată în aceste lucruri, vei fi ca un yo-yo, știți, ca jocul acela, ca cercul legat de un sfoară. Scând sus, scând jos, scând sus, scând jos. But God says he is the God of hope. Dar Dumnezeu spune că El este Dumnezeul speranței. And Romans 15 says as you put your he will fill you with hope as you trust him. Și Roman capitolul 15 spune că El te va umple de speranță, de nădejde atunci când îți pui încrederea în El. And so we talked about what it meant to put our hope in Christ rather than in the medical profession. Așa că am vorbit despre ce înseamnă a-ți pune încrederea în Hristos mai mult decât în profesia medicală. Later that day she posted on Facebook. Mai târziu în acea zi am văzut-o că a scris pe Facebook. And she shared all the things that she did, all the uncertainties of her son's condition and all the uncertainties about her son. Și și-a vărsat inima cu toate nesiguranțele, cu toate temerile ei legate de sănătatea copilului. And then she posted, but I'm at peace. Dar apoi a spus, dar sunt în pace.
For God's in control and my hope is in him. Pentru că Dumnezeu este cel care controlează lucrurile și speranța mea este în el. Now she went from tears and extreme anxiety to peace. Și vedeți, a făcut un pas de la lacrimi și de la o teamă care o panică și o teamă extremă la pace. But none of the circumstances had changed. În ciuda faptului că niciuna din circumstanțe nu se schimbaseră între timp. She didn't have any more information at the end of the day than she had when I spoke with her. N-a avut informație mai multă la sfârșitul zilei decât avea atunci când am povestit. The bone marrow results had not come. Nu ieșiseră rezultatele testele măduvei. Nothing had changed, but the direction of her hope had changed. Nu se schimbase nimic din circumstanțe, s-a schimbat doar direcția speranței ei. And she was at peace. Și era în pace. And she had a confidence. Avea încredere. And she was holding unswervingly to the hope that she professed. Ținea de data asta cu tărie la speranța, la nădejdea pe care o mărturisise. That didn't happen by chance. It didn't happen randomly. Știți, chestia asta nu s-a întâmplat din întâmplare. But she, But she had to collect her thoughts and she had to do some spiritual work on the inside of her heart. Și a trebuit să-și adune gândurile, să se examineze și să facă ceva, să acționeze în plan spiritual. And once again she had to embrace the truth that she knew to be true. Și în mod renoit a trebuit să îmbrățișeze și să se lege de adevărul care el știa că e adevărat. In order for her to experience the promises that the Bible offers her. Ca să experimenteze promisiunile pe care le face Scriptura. She began the day relying on the medical profession, but she finished the day truly relying on God. A început ziua punându-și speranțele, încrezându-se în profesia medicală, în ce pot face oamenii din perspectivă medicală, și și-a încheiat ziua punându-și încrederea în Dumnezeu. As Christians we say, oh, we trust in God. Ca și creștini, noi toți spunem, da, ne încredem în Domnul. And yet our trust in God really works out in a dozen different ways every day. Are we going to trust God now or are we not going to trust him? Dar încrederea în Dumnezeu nu este doar o mărturisire generală, ci este o acțiune și o disciplină zilnică. Suntem de multe ori zilnic puși în situația să spun, bun, acum mă încred în Dumnezeu sau nu mă încred în Dumnezeu. The author goes on and says, let us spur one another towards love and good deeds. Autorul spune, haideți să veghem asupra altora și să ne îndemnăm, nu? Ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Again, the activity of the body of Christ just doesn't happen, but it only happens with intentionality. Vedeți, lucrurile care le facem ca și trupa lui Hristos nu se întâmplă de la sine, ci se întâmplă dacă avem intenția să le facem. We're intentionally speaking those words of encouragement to one another. Atunci când ne încurajăm la fapte bune, ne încurajăm la o atitudine de dragoste unii pe alții. He goes on, let us not give up meeting together. Continuă și spune, haideți să nu părăsim adunarea noastră, haideți să nu renunțăm să le întâlnim. It takes an intentionality to get up out of bed on Sunday and go to church. Trebuie să vrei să te trezești dimineața duminică și să mergi la biserică. Trebuie să ai intenția asta. I hear this very common statement from many, many Christians. Aud foarte mult această expresie de la mulți creștini. My body, I always wake up early every day of the week except for Sunday. Pot să mă trezesc în orice zi din săptămână de vreme în afară de duminică. Even Saturday when I don't work, I'm awake at 6 o'clock or 7 o'clock. Chiar și sâmbătă când nu lucrez, mă trezesc la 6 sau la 7. But Sunday my body wants to sleep all morning. Dar duminică parcă trupul meu vrea să doarmă toată dimineața. I think there's a spiritual reason for that. And eu it's cred not că aici good. Este și un element spiritual, un motiv spiritual și nu e bine să cădem în plasa acestei lenevii. But it takes intentionality and effort. Și cere efort și cere intenție. And then let us encourage one another. Și spune aici ultimul să ne îndemnăm unii pe alții, a doua parte din 25. The next passage is Ephesians 4. Da. Verse 22 to 32. It's a long passage. Ephesians 4. Yep, 22-32. Citesc eu că sunt la microfon. 32. Ok, mulțumesc. Cu privire la felul vostru de viață din trecut,
Să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare, și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. De aceea, lăsați-vă de minciună, fiecare dintre voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră, să nu dați prilej diavolului și să nu dați prilej diavolului. Cine fura, să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui ca ceva bun, la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Amin. It's a long list. Este o listă lungă. And in this list is many of the virtues of the Christian life. În această listă avem multe din virtuțile vieții creștine. Have compassion. A avea milă. Forgive one another. A ne ierta. Don't lie. A nu minți. Be kind. A fi buni. Love. A fi plin de dragoste. Stop stealing. A ne opri din furat. Things that we might just take for granted. Well, of course all Christians do these things. Lucruri care unele le considerăm de la sine înțelese. Normal că fiecare creștin face asta sau nu face asta. And yet the whole perspective of Paul's teaching here is specifically telling Christians, stop doing these things, start doing these things. Dar observați că toată perspectiva aceasta a lui Pavel, el spune, opriți-vă din a face anumite lucruri și începeți să faceți alte lucruri. Put off the old way of living and put on the new way of living. Dezbrăcați-vă de un mod, de un stil de viață trecut și îmbrăcați-vă într-un stil de viață de acum, nou. And that takes effort. Și asta cere efort. And that takes intentionality. Și asta cere intenție. Jesus tells a story about two houses. Domnul Iisus vorbește despre o parabolă a celor două case. One's built on sand, one built on a rock. Una este zidită pe nisip, una este zidită pe stâncă. And a great storm comes upon both houses. Amândouă sunt lovite de o furtună mare. The hard winds and the hard rain. Vânturile și șuvoaiele, cum spune textul. And he tells us the house built on sand falls apart and is destroyed. Și ne spune că acea casă zidită pe nisip se surpă și and the house e o mare distrugere. And the house built on the rock withstands the storm. Casa de pe stâncă rezistă încercării. Many times in my ministry I have told that story as Jesus tells it, and I've asked the question, what's the difference between the sand and the rock? De multe ori în viața mea de creștin am spus oamenilor, am predicat despre aceste două case și mi-am pus întrebarea, care este diferența între aceste două case? And people raise their hands and I call upon them. Și oamenii răspund din sală și eu le dau voie să spună. And the most common answers are these. It's faith. Și cel mai des răspunsul este diferența între cele două case sau atitudini este credința. Or it's Jesus, because Jesus is the rock. Sau e Isus, pentru că Isus este stânca. And yet that's not the answer. That's not what the rock is. Și cu toate acestea, nu, Isus nu spune în contextul acesta, nu asta e stânca. Now, I didn't ask you to raise your hands because I didn't want to embarrass anybody. N-am vrut să vă pun pe voi să spuneți, că n-am vrut să fac pe cineva să se simtă jenat. But over the years I've been very surprised how very few people understand what the difference is. Dar am fost surprins în ani cât de puțin oameni au înțeles care e diferența. And yet when Jesus tells the story is very clear. Dar atunci dacă citiți în contextul pildei, parabolei, e foarte simplu, foarte clar. And it's very simple. Și chiar e simplu. He said the people who build their house on the rock are people who hear the word and put it into practice. Și spune că oamenii care își așează casa pe stâncă sunt oamenii care ascultă cuvântul
și îl trăiesc, îl pun în practică. You can hear the most anointed, the best sermon from Pastor Talos that he's ever given. Puteți asculta cea mai predica la superlativ a fratelui Talos, cea mai plină de Duhul Sfânt și plină de putere, cea mai bună predica lui. And you sit there on Sunday morning, you sense the presence of God. Stai acolo duminică dimineața în sală, simți prezența lui Dumnezeu. You're amazed at the beauty of the sermon. Ești mirat de frumusețea predicii. And it's speaking right to you. Și ești mirat marcat de faptul că îți vorbește chiar ție. But if you don't leave and do the hard work of intentionally applying that, you continue to be built, your house and life continue to be built on sand. Dacă însă nu iei și faci efortul de zi cu zi de a trăi și de a pune în viața ta în mod practic, de a implementa aceste adevăruri, vei continua să ai casa zidită pe nisip. Because even when a mouse is put in the most beautiful of cookie jars, it's still a mouse. Pentru că chiar dacă un șoarece este pus în cel mai frumos bol cu cele mai frumoase prăjituri, el rămâne un șoarece. And so the Christian life grows, our hearts are changed when we are intentional. Inimile noastre sunt schimbate. Noi creștem în maturitate spirituală atunci când o facem sau suntem pregătiți să facem efortul acesta și când avem intenția aceasta. I know many of your faces, but I don't know you personally. Știți, vă cunosc fețele celor mai mulți, sunt familiare. Nu vă știu însă personal. So I cannot say with any wisdom what that area of your life is that you need to be very intentional about. Nu pot să vă spun ceva cu înțelepciune și concret pentru viața voastră în ce arie se aplică această nevoie de efort în care trebuie să vă apropiați de Domnul. But I believe that you know. Dar știți ce cred? Este că voi știți. And God is speaking. Și știu că Dumnezeu vă vorbește. And that if you are going to grow and be transformed. Și dacă este să creșteți și să fiți schimbați. That as Jesus deliberately put his face towards Jerusalem. Este că Hristos și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. There are things that your heart needs to deliberately be focused on. Și cum a făcut el, la fel și tu în viața ta, în inima ta trebuie să fie lucruri, aspecte pe care tu în mod concret, deliberat, specific să te concentrezi. That there are disciplines and there are virtues and there are practices that you need to be very intentional about. Pot să fie discipline, pot să fie virtuți, pot să fie obiceiuri practici cu privire la care să fii foarte serios, foarte intenționat să le aplici, să se întâmple. There are conversations you need to be intentional about. Sunt discuții, conversații care ar trebui să fie provocate în mod intenționat. There are schedules that you need to be very intentional about. Da? Lucruri de planificare a săptămânii și a zilei și a vieții noastre care trebuie să fim intenționați. And there are things that you need to be putting into practice, things that you know but need to be put into practice. Sunt lucruri care le știm și știm că sunt bune, dar care trebuie să le punem în practică. None of that happens by chance. Aceste lucruri nu se vor întâmpla de la sine în viețile noastre. May God bless you richly. Domnul să vă binecuvinteze cu bunătatea și bogăția sa. Pray? Yes. Ne rugăm. Doamne Tată, venim înaintea Ta în numele Domnului Iisus și îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Doamne Iisuse, îți mulțumim că ai mers la Ierusalim în mod intenționat ca să plătești pentru păcatele mele, pentru păcatele noastre. Îți mulțumesc că ne-ai adus în dimineața aceasta aminte că viața noastră creștină nu se întâmplă de la sine și că vrei să Te urmăm ca niște ucenici conștienți, ca niște ucenici care vrem să umblăm cu Tine zilnic. Te rog, ajută-ne viețile noastre să aplicăm acest adevăr. Ajută-ne să ne vedem și să ne cunoaștem inimile mai bine prin Duhul Sfânt.
Ajută-ne să fim deschiși, să fim schimbați. Ajută-ne să fim sensibili la lucrurile care le spui că trebuie schimbate și disciplinați să le schimbăm. Ajută-ne să fim disciplinați în a face binele și a trăi cuvântul lui Dumnezeu practic. Te rugăm toate acestea, Tată, în numele Domnului Iisus. Amin.